La noi în țară, maladiile oncologice constituie cea de-a doua cauză a mortalității, prima fiind maladiile cardiovasculare. Cele mai frecvente și puternice tipuri de cancer cu care se diagnostichează moldovenii, deci sunt cancerul pulmonar, cancerul colorectal, cancerul mamar, cancerul de piele și cancerul de prostată. Despre cancerul colorectal, care afectează intestinul gros și este al treilea tip de cancer ca frecvență atât la bărbați cât și la femei, aflăm detalii din următorul reportaj. Cancerul colorectal este al treilea cel mai frecvent tip de cancer la bărbați și al doilea în cazul femeilor. De obicei, maladia începe cu una sau mai multe formațiuni la nivelul colonului, numite polipi. Aceștia se pot dezvolta în diferite porțiuni ale intestinului gros sau rectului. O creștere în exces a celulilor mucoase intestinale, care crește în interiorul intestinului. Mărimile lor pot fi diferite, sunt polipi foarte mici, care nici cum nu se manifestă, și polipi care ajung dimensiuni destul de mari. Majoritatea polipilor se numesc adenoame. Diferite tipuri de adenoame. Sunt adenoame tubulare, tubulare viloase, au piciorul mai mic, dar și o bază mai largă. Sunt și adenoame viloase, care au o bază foarte largă. Polipii tubulari au tendință undeva de 5% de a se transforma în cancer, dar viloși până la 40%. Cauzele sunt diferite. De obicei sunt inflamațiile, sunt constipațiile cronice și diferite alte boli a intestinului. Sunt boli genetice care se transmit familial, așa ca polipoza adenomatoasă familială, care poate să transmită din generație în generație polipi multipli a colonului. Persoanele având un polip, asta nu înseamnă că au cancer. Transformarea unui polip în cancer durează la 5-15 ani. Sunt factori de risc, de exemplu, 20% din cancerele de colon și rect sunt legate de genetică. Celelalte 80% sunt, de exemplu, factori alimentari. Abuzul de produse procesate, de carne roșie, care pot duce la apariția polipilor și cancerului. Obezitatea, fumatul, alcoolul. Foarte mult timp polipii de dimensiuni mici, în genere, sunt asimptomatici. Când apar primele manifestări, manifestările cele pot fi doar ca o sângerare care, la fel, nu este vizuală. Polipii de 2 cm deja, pericolul de a se transforma în cancer crește până la 35%. De ce este foarte important la timp de depistat acești polipi și de intervenit chirurgical. Colonoscopia este metoda electivă, sigură și precisă de diagnosticare și prevenire a maladiilor intestinale grave. Colonoscopia are un beneficiu. Deci în timpul procedurii, când s-au depistat careva polipi, ei pot fi îndată și înlăturați. Dependență iarăși de mărimea lor, fiindcă, ca de obicei, polipii mai mari, din ei se prelevează probă pentru o biopsie, ca să vadă ce fel de polip e și care este gradul lui de invazie în peretele musculare a intestinului. Ca după aceasta să hotărască care este metoda de tratament, se poate dinlăturat endoscopic sau necesită o intervenție chirurgicală mai mare. Screening-ul în timpul de față este cea mai bună armă de a preveni cancerul colorectal. Începând la 50 de ani, fiecare persoană trebuie să facă o colonoscopie. Dacă totul e bine, la fiecare 10 ani se repetă. Șansa vindecării pacienților cu cancer colorectal este strâns legată de stadiul bolii la momentul diagnosticării. Cancerele incipiente au un pronostic excelent, iar cele avansate au un pronostic mult mai puțin favorabil. Adesea însă cancerul colorectal nu are nicio simptomatologie până în stadiul final al bolii. Care ar fi traseul corect pentru diagnosticul cancerului colorectal, dar și ce opțiuni de tratament există acum la nivel mondial, la etapa actuală, discutăm astăzi cu domnul doctor, chirurg-oncolog, Sergiu Ușurelu. Sergiu, bună ziua! Bine venit la noi la doctorii! Mulțumim! Sergiu, când abordăm întrebarea cancerului colorectal, desigur că avem și
situațiile cu maladiile precanceroase sau cu fundalul precanceros, cum ar fi polipii, cum ar fi tumorile in situ. Deci, care ar fi traseul corect de diagnostic între, iată, diferențial între polip și un cancer? Când se face o colonoscopie, noi, din punct de vedere macroscopic, putem să spunem cu anumită precizie că acesta e un polip benign sau e un polip deja malign, după mărimea sa, că este dur, sângerează și așa mai departe. În cazul de față, în timpul colonoscopiei, se face o biopsie și după aceasta avem rezultatul histopatologic care ne indică că acest polip e benign sau are celule canceroase. Deci, să reiterăm, deci este foarte importantă și este imperativ o colonoscopie. Corect. Fiindcă știu din practică, foarte mulți pacienți caută alternative la colonoscopie. Fie iridoscopie, fie colonoscopie virtuală, fie... Deci caută careva alternativă de a nu trece prin această examinare. Hai bine, nu prea plăcut. Mai mult e problema cu pregătirea pentru colonoscopie. Deci acum, la etapa actuală, când colonoscopia se face cu anestezie generală, singura procedură nu este problematică. Deci imperativ este colonoscopie. Colonoscopie e important. E cel mai important pentru a stabili diagnostica precis a cancerului. Da, și presupun eu că ne mai permite. Pe lângă faptul că examinăm aceste formațiuni, putem lua biopsie sau înlăturat. Sau chiar, da, putem înlătura, care iarăși se expune la o examinare histopatologică. Poate să fie înlăturat, înlătura acest tumoare incipient, înectând să fie maligne, să fie un tratament curativ durant... În timpul acestui... Deci, în timpul unei examinări de diagnostic, putem, sunt șanse când putem trata acest pacient. Dar dacă tot să vorbim de tratamentul radical, să spunem, care sunt tendințele moderne, acum, actuale, în medicina, în chirurgie colorectală? Da, dacă în cazul că se stabilește că, într-adevăr, acest polip e malign, se face stabilizarea bolii, stabilizarea locală și... Vedem dacă sunt metastaze prin diferite metode, tomografie, de torace, abdomen și bazin, sau dacă mai avem nevoie suspicții de niște metastaze, putem să facem și PET-ul sau scintigrafie și așa mai departe. Dar tratamentul curativ e tratament chirurgical în timpul de față. Păi, ne referim la un tratament radical, cel chirurgical, în cazurile când deja este depășită etapa de tumoare in situ sau de polip cu displazie de grad înalt. Da? Când probabilitatea că el totuși să se transforme în cancer este destul de înalt. Da. Și când avem o invazie deja la straturile mai profunde a peretelui intestinului, respectiv deja vorbim despre un cancer dezvoltat și asta deja trebuiește abordat chirurgical. Care sunt limitele sau avem anumite limite ce sunt chirurgie laparoscopică și chirurgie deschisă, adică sau sunt anumite indicații când, de exemplu, sunt anumite pacienți într-un anumit stadiu local, nu ne permite să facem laparoscopie sau trebuie la metoda clasică? Toți pot să fie abordați prin laparoscopică, except în ocluzie intestinală sau în caz de perforație, unde se face chirurgie laparoscopică. În restul de cazuri, chirurgie laparoscopică poate fi efectuată dacă chirurgul are capacitatea de care expertiză, experiența în face așa intervenție. Rest, în toate cazurile, poate să fie efectuat. Dar când vorbim despre beneficiul intervențiilor astea minimal invazive versus radicalitatea operației, cât de radical poate fi făcută o operație pe cale laparoscopică? Iată, anume când vorbim că avem metastaze sau nu avem metastaze. Radicalitatea clasică și laparoscopică e egală. E egală. Trebuie în cont de experiența echipei care efectuează. Asta e și o problemă, pentru că mulți pacienți cred că laparoscopia nu are aceeași radicalitate sau circulă așa un mit precum că e făcut laparoscopic și sunt șanse să mai rămână ceva. Adică mulți pacienți mitul acesta nu pot depăși, crezând că dacă operația este operație clasică deschisă, radicalitatea este mai mare. Adică în sensul că... Nu e corect. Radicalitatea e aceeași și supraviețuirea la 5 ani e aceeași în chirurgie clasică și în chirurgie la minim invazivă laparoscopică. Bine, Sergiu, acum, uite, cu ce mesaj ai putea veni tu către persoane? Deci atunci când se discută despre cancerul colorectal, prevenția cancerului colorectal și screening cu cancerul colorectal? În primul rând, la 50 de ani, începând cu 50 de ani, persoanele care nu au factori de risc, trebuie să facă prima colonoscopie. La 50 de ani,
ci dacă totul e bine, la fiecare 10 ani. Aceasta este o metodă invazivă. Sunt metode non-invazive, de exemplu, sângele ocult în materie fecală poate fi efectuat de oricare persoană la fiecare an. Sau este așa metodă mai nouă, imunohistochimia. Sau ADN-ul în materie fecale, care poate fi efectuat odată la 3 ani. Dar dacă avem cineva în familie, o rudă de primul grad care a suferit de cancer până la vârsta de 60 de ani, următorii persoane, descendenți, trebuie să efectueze colonoscopie la 5 ani, odată la 5 ani, și începând cu 10 ani mai jos decât ruda a avut cancer. Adică la 40 de ani, se spune. Deci mai devreme de 50 de ani. Trebuie să fac colonoscopie la fiecare 5 ani. Sunt și excepții, de exemplu. Sunt pacienți care au boli inflamatorii intestinale, cum colita ulcerasă, boala Crohn. Acest pacient trebuie să facă colonoscopie în fază de remisie odată la 3 ani. Sau este altă opțiune, o fibrocolonoscopie la fiecare 5 ani. Asta e. Deci vă recomandăm screening-ul pentru cancerul de colon începând cu vârsta de 50 de ani pentru pacienții care nu prezintă riscuri înalte și pentru cei cu istoric familiar sau antecedente de cancer de colon, mai devreme de această vârstă. Să fiți sănătoși!